Fostul premier, Victor Ponta, face dezvăluiri senzaționale despre Fondul Suveran de Investiții aprobat joi de guvern prin ordonanță de urgență. Acuz, rechizitoriul împotriva celor vinovați de constituirea Fondului Suveran de Investiții, cel mai mare jaf din avuția României din ultimii 100 de ani, trebuie să înceapă azi. Și azi vă prezint primele dovezi. Documentul oficial, prezentat ieri, 15 noiembrie, guvernului de către Ministerul Justiției, în care se arată că ordonanța este neconstituțională, a scris pe Facebook fostul premier Victor Ponta, care a fost procuror. Documentul de care vorbește Victor Ponta este o adresă oficială trimisă de ministrul finanțelor Eugen Teodorovici către secretarul general al guvernului Tony Greblă, în care se arată că Ministerul Justiției a avizat proiectul de ordonanță cu observații și a atras atenția asupra caracterului neconstituțional al acestuia din mai multe motive. Până la urmă, cu toate aceste bâlbâieli între ministere, ordonanța de urgență privind cadrul general de înființare a fondurilor suverane a fost adoptată joi de guvern. Actuala majoritate a dat și o lege de înființare a acestui fond în urmă cu câteva luni, dar legea a fost declarată neconstituțională de către CCR. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat la finalul ședinței de joi a guvernului că executivul a aprobat o ordonanță de urgență care trasează cadrul legislativ general pentru înființarea mai multor fonduri suverane de investiții. Detaliile despre ce companii de stat vor face parte din acest fond suveran de investiții Bugetul său, dar și modul de administrare urmează să fie stabilite într-o ședință viitoare de guvern printr-o hotărâre. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că aceste fonduri de investiții funcționează în mai multe țări din lume și că orice companie care este introdusă în acest fond va fi avantajată pentru că va fi o administrare profesionistă.